Emoții teribile și suspans în casa iubirii. Andreea Mantea a făcut un anunț important care a vizat anumiți concurenți din casă. Va fi o noapte lungă. Tocmai de aceea nu vreau ca mâine să fiu nevoită să fac vreo descalificare. Concurenții din casa iubirii au parte de noi provocări și emoții, romantism, dar și răsturnări de situație. În ediția de azi, un conflict de proporții a izbucnit în tabăra fetelor, acolo unde Nona și Patricia au ajuns din nou la cuțite din cauza lui Patrick. Totul a început de la faptul că Patricia nu a putut accepta că a fost învinsă de Nona. Nona s-a arătat extrem de deranjată de afirmațiile malițioase lansate de Patricia la adresa iubitului ei. Nona a lansat mai multe avertismente și amenințări la adresa rivalei sale, căreia i-a spus să-și vadă de treaba pentru că altfel lucrurile vor scapă de sub control, iar ea va reacționa urat. Clipe tensionate în casa iubirii. Patricia nu s-a mai putut abține și a început să plângă. Aceasta susține că nu este plăcută de nimeni, după ce băieții au venit cu acuzații către ea. În fiecare ediție a emisiunii Casa Iubirii, participanții au parte de momente unice. Aceștia pot avea clipe frumoase, dar și mai puțin plăcute. De cele mai multe ori există discuții aprinse, din diverse motive. În ediția de joi, Radu a început un scandal în casa băieților. Acesta l-a acuzat pe Marinel de faptul că este foarte apropiat de Cristina. De asemenea, Patricia a fost acuzată de băieți că a instigat pe toată lumea împotriva lui Marinel. Motivul ar fi acela de a fi nominalizat și să plece acasă în următoarea gală. Concurenții au început un nou conflict în casa iubirii. Cei care au deschis conflictele au fost Marinel și Emma, care au adus reproșuri foarte mari. Marinel consideră că Emma este atacată din cauza refuzului de a începe o perioadă de cunoaștere. Aceasta i-a spus că își dorește să stea departe de ea și să nu se mai întâlnească. Marinel, tu ești acum. Normal că ești lovită, că te-am respins. Dar nu trebuie să fie așa. Te simt. Emma, Marinel, stai un pic potolit că nu e chestia de respins, e chestia că tu nu ai avut respect față de mine. Discuții aprinse între Robert și Radu, nu te place nicio fată, nu ai nicio treabă cu emisiunea asta. Patricia, de partea lui Robert, în gală. Aflați ce se va întâmpla într-o nouă ediție, mâine, 12 martie. Gala Casa Iubirii aduce noi discuții aprinse între concurenți, iar Robert ajunge, din nou, subiectul principal. Radu îl pune la zid din cauza comportamentului său, dar Patricia îi ia apărarea, în timp ce Mihaela susține că nu îi mai este antipatic. Gala Casa Iubirii de mâine, 12 februarie, reaprinde spiritele. Comportamentul lui Robert începe, din nou, să fie punctat ca fiind greu de acceptat, iar majoritatea concurenților recunosc faptul că nu îl agrează. Discuții aprinse între Robert și Radu, în gala Casa Iubirii. Gala aduce multă tensiune de fiecare dată, deoarece nimeni nu vrea să părăsească emisiunea, pentru că unele cupluri sunt aproape să se formeze, iar unele simpatii iau naștere. Pe fondul tensiunii și a unei încărcături emoționale adunate timp de 7 zile, apar discuții aprinse, iar Radu și Robert sunt protagoniștii principali. Concurenții, atât fetele cât și băieții, se plâng de comportamentul lui Robert, care nu este deloc de acord cu aceștia. Radu, niciun concurent să nu aibă o părere bună despre o persoană. Nu mă mai atinge. Încearcă să nu mă mai atingi. Andreea Mantea, care sunt cei 13. Radu, toți. Pe rând, concurenții care nu îl simpatizează încep să ridice mâna, iar Emma, Bianca și Cristina sunt doar unii dintre ei. Marinel, văzând-o pe Mihaela cu mâna jos, afirmă că s-a numărat și ea printre persoanele care nu l-au plăcut pe Robert, dar, acum, nu mai e. Mihaela, Marinel, din nou te iei de mine. Care e problema ta? Marinel, nu, ai fost și tu la un moment dat. Ce, n-ai fost că el e așa și așa? Mihaela, vorbim în prezent. Radu, băi, omule, dar tu realizezi că oamenii ăștia de acasă. Eu cred că tu nu realizezi. Tu n-ai relație, nu te place nicio fată și nu ai nicio treabă cu emisiunea asta, omule, nu ai nicio treabă cu tematica. Toată lumea se ceartă cu el, Marinel se ceartă în fiecare zi cu el. Patricia sare în apărarea lui Robert. După ce Radu a tot continuat să-l acuze de un comportament care i-a distanțat pe toți de el, Patricia sare în apărarea lui. Concurenta susține că singurii care sunt vinovați pentru începerea conflictelor sunt băieții, deoarece ei sunt cei care vorbesc la adresa sa și nu Robert. Patricia, ultimele două dăți, când a fost Robert la noi, în casă, nu a vorbit deloc despre voi. Robert, mulțumesc, Patricia.
Patricia, vreau să zic că el nu a vorbit deloc de rău despre voi. Voi ați vorbit în schimb. Marinel, dar tu știi ce am vorbit noi în casă. Să știi cum a plecat el acolo. Robert, ea se uită la episoade. Patricia, voi ați spus că el bârfește. Orbit de gelozie, Radu va lansa un atac aprig la adresa lui Marinel. Mi se pare că în momentul în care stați împreună, văd un alt fel de zâmbet. Am simțit asta. Aflați cum va reacționa Marinel, dar și ce se va întâmpla cu relația dintre Radu și Cristina. Radu, criză de gelozie. Mi-e frică să n-o pierd și nu vreau să o pierd. Aflați cum vor reacționa Cristina și Marinel. În ediția de joi, 9 martie, Radu va reacționa ciudat și îi va reproșa lui Marinel faptul că s-a apropiat prea mult de iubita lui în ultima vreme. Orbit de gelozie, Radu îi va spune că l-au deranjat teribil momentele în care Marinel se apropie de Cristina și își zâmbesc reciproc, deoarece simte că acele zâmbete nu sunt doar din prietenie și se teme să nu fie ceva mai mult. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în atenția telespectatorilor noi momente de senzație, clipe pline de romantism și emoții, însă și multe răsturnări neașteptate de situație prin care trec concurenții în fiecare ediție. După ce în ediția specială de 8 martie, când în Casa Iubirii a fost o atmosferă de sărbătoare și a plutit o stare de optimism și armonie, joi tensiunile vor reveni. În casa băieților, Radu va răbufni la un moment dat și va lansa un atac neașteptat la adresa lui Marinel, despre care crede că o place din umbră pe Cristina. Radu, acum pentru că ați fost în casa noastră și pentru că a fost și Cristina aici, vreau să o întreb pe Emma dacă a observat și ea același lucru. Mie mi se pare că Cristina în momentul în care vorbește cu Marinel empatizează diferit. Emma, mi s-a părut că glumește foarte mult cu Marinel. Bianca, și ai decis tu să o întrebi pe Emma. Ai găsit cum să-ți rezolvi problemele în relație, Radu? Foarte matur din partea ta. Radu, nu știu, dar mi se pare că în momentul în care stați împreună, văd un alt fel de zâmbet. Am simțit asta. Marinel, când am stat eu cu ea 3 minute să vorbesc eu cu Cristina. Când? Nu mă atac, Patrick, dar nici să vorbești cu iubita mea și să spui că după aia mă dau la ea. Radu, eu am spus doar că mi se pare că interacțiunea dintre voi doi e mai mult decât de prietenie. Așa am simțit. Bianca, ai pierdut din încrederea asta. Ți-e frică să nu o pierzi? Radu, da. Mi-e frică să n-o pierd și nu vreau să o pierd. Scandalul care zguduie emisiunea de la ProTV. Totul s-ar fi petrecut după jocul pentru recompensă. În tabăra faimoșilor, Bianca Patrichi l-a acuzat pe unul dintre coechipierii săi de agresiune sexuală. A izbucnit un scandal de zile mari la Survivor România 2023. La cine s-a referit celebra coregrafă? Acuzații intime la Survivor România 2023, se freca de mine. Scandal între Bianca Patrichi și Doc la Survivor 2023. În cadrul jocului de miercuri, 8 martie, cele două triburi de la Survivor 2023 luptă pentru a câștiga mult râvănita recompensă. Miercuri seară, faimoșii și războinicii luptă în cadrul unui alt joc de recompensă, de această dată fiind vorba de o sesiune de masaj. Concurenții sunt nevoiți să sară de pe un ponton direct în apă, fiecare cu câte o pernă în brațe în culoarea tribului lor, după care vor ajunge la mal și vor intra într-un ring în care un rival din echipa opusă trebuie să-i împiedice să plaseze perna pe un covoraș în aceeași culoare cu cea a tribului lor. Daniel Pavel anulează recompensa și invită ambele triburi pe insula lor, din cauza faptului că nu se poate instala Firefly-ul. În cadrul Consiliului de la Survivor, Bianca Patrichi le povestește, însă, colegilor săi de echipă o întâmplare scandaloasă, ce ar fi avut loc după jocul de marți, 7 martie. Se naște un scandal incredibil în tabăra roșie, după ce faimoasa coregrafă îl acuză pe Doc de agresiune sexuală. L-am simțit cum se freacă de mine. Mai exact, nepoata regretatului Cornel Patrichi susține că raperul s-ar fi frecat cu părțile intime de posteriorul blondinei, în cadrul celui de-al doilea joc pentru imunitate. Din imaginile surprinse la televizor, Doc părea să se fie atins cu părțile intime de posteriorul Biancăi Patrichi, intenționând să iasă mai în față pentru a-și susține colegul din ring. Fanii acestuia susțin că artistul s-ar fi apropiat de trupul colegei sale, în mod inconștient. Faptul că ea, Crina, se înțelege foarte bine cu Doc, nu am nicio problemă. Slavă cerului! 2 luni l-am susținut și am stat lângă Doc. Mi-a plăcut, l-am admirat, toate pe pozitiv pentru el. Chiar și atunci când restul grupului nu era de acord.
La jocul pentru recompensă, cu hamurile, nu mai știu la cine stăteam să mă uit, să încurajez și stăteam așa, a plecată. Așa stăteam. Stăteam jos, acolo, și vorbeam. Și l-am simțit cum se freacă de mine, pe Doc. A declarat Bianca Patrichi despre Doc la ProTV. Cine este eliminat și toate informațiile, află în videoclipuri de pe acest canal postate astăzi.